De 7 ani, Orange România investește în formarea viitorilor specialiști în securitate cibernetică. Ne implicăm în cele mai importante competiții naționale de profil, punem la dispoziție resurse educaționale și mentorat celor care își doresc să-și dezvolte cunoștințe în acest domeniu și pregătim echipele ce reprezintă România la Campionatul European de Securitate Cibernetică. Este o nevoie reală ca tot mai mulți profesioniști să se formeze în securitate cibernetică, având în vedere deficitul de forță de muncă și atacurile cibernetice tot mai numeroase. Ne bucurăm să vedem că Unbreakable România atrage de la an la an tot mai mulți tineri talentați. Ne aflăm la cea de-a 7-a ediție a Unbreakable România, astăzi în Brașov, unde cele mai bune 14 echipe din țară concurează pentru premii de peste 4.000 de euro. Anul acesta am avut peste 1.400 de participanți din toată țara, elevi și studenți care au participat la acest program. Unbreakable România a început în 2020, în perioada pandemiei, ca o inițiativă pentru a promova domeniul securității cibernetice, atât în rândul elevilor cât și în rândul studenților. Și în ultimele 7 ediții ne-am bucurat de un sprijin extraordinar, atât din mediul academic, cât și din partea companiilor private, cum ar fi Orange România și Bitsentinel, dar de asemenea și din partea instituțiilor publice, ce sunt alături de noi în fiecare an, cu sprijin și logistic și moral și prin sprijin atunci când vine vorba de promovarea acestor inițiative. La Unbreakable, în fiecare an, avem 3 faze. O fază în care invităm experți din industrie, foști participanți ce au participat la Unbreakable sau la alte competiții internaționale, iar aceștia vin cu experiența lor și încearcă să o împărtășească mai departe. De asemenea, după această etapă, urmează o probă individuală, unde cei mai buni jucători ajung să fie premiați. O parte dintre ei sunt calificați automat și în faza națională a campionatului național de securitate cibernetică, iar mai apoi urmează și faza pe echipe. Faza pe echipe anul acesta, pentru prima dată, are o probă online și una pe echipe în format fizic, aici la Brașov. Evenimente precum Unbreakable reprezintă un boost major în cariera viitorilor specialiști în securitate cibernetică. Este o oportunitate pentru ei să învețe, să dezvolte capabilități specifice zonei acestei de cyber, să învețe mecanisme de identificare și de analiză atacurilor, să învețe partea de tool-uri și aplicații ce le pot utiliza în vederea identificării atacurilor cibernetice. Această competiție și-a demonstrat viabilitatea în decursul timpului, crescând atât cantitativ cât și calitativ. Probele care sunt testate în cadrul acestei competiții reflectă amenințările actuale din spațiul cibernetic, fiind adaptate în fiecare an, în funcție de cele mai noi amenințări și permit participanților să facă față celor mai noi provocări din zona digitală. Programul Unbreakable oferă tinerilor oportunitatea de a studia și de a se familiariza cu concepte generice de securitate cibernetică, pentru ca apoi să simtă gustul unei competiții. Pentru noi, din punct de vedere al universităților, programul ne avantajează pentru că studenții care prind gustul securității cibernetice sperăm să continue în programe de studii mai avansate, cum ar fi programul de master sau alte programe de licența ale Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Am avut două mari motive. În primul rând a fost curiozitatea, un cuvânt care a fost destul de repetat în aceste zile și de către cei care au fost invitați la eveniment, la evenimentul de începere. Și al doilea a fost dorința de a deveni mai bun în acest domeniu. Nouă ni s-a părut excepțional, mai ales că un concurs în format fizic mereu este mult mai bun, ai ocazia să întâlnești mai multe persoane și să cunoști comunitatea, dar și tensiunea e mult mai mare și sunt foarte entuziasmat să zic că am reușit să trecem prin această bătălie de concurs, așa spune, au fost 7 ore foarte tensionate. În prima jumătate pot spune că eram un pic lipsiți de speranță, am pierdut foarte mult timp. Eu cel puțin o singură problemă, colegii mei încercau să găsească lucruri care pot să le facă. În pauză eram foarte panicați, pot să spun că nu știam ce să facem, era și foarte multă presiune pe noi și în a doua jumătate ne-am revenit, am rezolvat problema la care m-am chinuit tot concursul și după ne-am axat toți și a mers totul bridge. Cyber security poate fi un domeniu foarte overwhelming la început,
și un astfel de program poate să arate studenților sau elevilor că nu este chiar așa și dacă avem un program structurat sau dacă avem această continuă curiozitate, putem să ajungem unde ne dorim. Să înțeleagă ce faci mai exact în domeniu, să știi în ce te bagi. Și, nu știu, să cunoști persoanele cu care pe viitor vei lucra. Cred că este o platformă foarte bună pentru că sunt și chestii de început, adică să-ți faci bazele, dar sunt și pentru cei care vor să progreseze, să descopere, să aprofundeze. Și mie mi se pare, la nivel național, cel puțin, că e foarte bine construit. În opinia mea, un program ca Unbreakable e foarte folositor pentru că când am început noi, nu aveam informațiile astea structurate undeva și prin Unbreakable poți practic să găsești tot ce e folositor într-un singur loc ca să nu trească să îți pierzi timpul să le cauți singur și asta durează foarte mult. Consider că programul Unbreakable poate ajuta persoanele care sunt la început de drum pe partea de securitate cibernetică prin faptul că are o parte de webinarii în care pregătesc studenții și elevii pentru concurs și așa sunt expuși la mai multe concepte legate de acest domeniu și persoanele care prezintă acestea sunt cu experiență în domeniu și ajută foarte mult pentru început. Păi și eu mă aflu la început de drum și sfatul pe care mi-l dau și mie e să ai încredere în tine. În principiu, încercați cât mai multe lucruri. Găsiți-vă un domeniu care vă place sau un subdomeniu care vă place cel mai mult, acum vorbim de securitate cibernetică, și încercați să învățați cât mai multe lucruri. Niciodată nu vă opriți din învățat. Să încerce cât mai multe chestii și chiar dacă pare greu, să continue să învețe. Ce sfat aș avea eu pentru tinerii de la început de drum ar fi să încerce să participe la cât de multe concursuri pot, în special Unbreakable, pentru elevii de la liceu și de la universitate, pentru că este un concurs cu intensitate mai ușoară față de altele, și să învețe constant, pentru că este un domeniu unde trebuie să înveți constant și să te adaptezi la challenge-urile care îți sunt prezentate.